FC Zalău are meci greu în cel de-al doilea joc pe teren propriu din acest an. Vineri de la ora 15, elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros primesc vizita echipei ACS Fotbal Comuna Recea, echipa aflată pe locul 6 în clasament, înaintea rundei de la finalul acestei săptămâni. FC Zalău are de spălat mâine după amiază rușinea din partida disputată în etapa a treia din actuala ediție de campionat, când a pierdut cu un categoric 5-0 pe terenul echipei ACS Fotbal Comuna Recea. Cu un lot schimbat mult față de prima parte a campionatului, zălăuanii arată mult mai bine în retur și speră să obțină cât mai multe rezultate pozitive, în special în meciurile pe care le au de disputat în fața propriilor suporteri. După debutul cu victorie din prima etapă a returului, tocmai în fața fost lidere a seriei a cincea, elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros doresc să le ofere zălăuanilor un spectacol sportiv de calitate și să oprească și mâine la Zalău toate cele trei puncte puse în joc în partida cu ACS Fotbal Comuna Recea. Startul partidei este programat la ora 15 și va fi găzduită de stadionul municipal din Zalău. Etapa a treia a returului, a 16-a din actuala ediție de campionat, mai programează alte 5 partide. CS Oșorhei, FC Unirea Dej, CSM Sighetul Marmației, AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc, CS Iernut, CS Luceafărul Oradea, ACS Industria Galda, CS Unirea Jucu, CSM Avântul Reghin, AFC Odorheiul Secuiesc.